Odată cu venirea primăverii, din punct de vedere calendaristic, Municipalitatea Suceveană a mobilizat echipele firmei de salubrizare care se ocupă de curățarea străzilor și trotuarelor principale artere de circulație a municipiului. Campania de curățenie de primăvară este executată atât manual cu echipele de măturători, cât și mecanic cu utilajele care îndepărtează mizeria cu ajutorul perilor speciale și o aspiră în container. Deci, 10 ani am participat la această campanie de curățenie. Prin acest exemplu, mulți m-au acuzat de populism, dar eu zic că este un exemplu de responsabilitate civică, să sensibilizăm cetățenii municipiului Suceava. Nu e o rușine să pui mâna pe măturoi sau pe o lopată. Și în acest an voi ieși la curățenie. Sigur că am demarat această campanie sub deviza Toți pentru curățenia orașului și în acest an. Ținta finală este ca până la sărbătorile de Paște să avem orașul curat pentru curățenia de primăvară și pentru întâmpinarea, cum se cuvine, a sărbătorilor pascale. Sigur că aici vine făcut curățenia, în primul rând, angro, ca să spun așa, se ia resturi rămase peste iarnă, moluzul care este la borduri, după care vin din nou măturate prin spațiile verzi, împreună cu asociațiile de proprietari și, în final, spălate străzile. Sigur că la o întrebare a presă, când spălați străzile? Zic, probabil în zona Paștelui. Am văzut fel de fel de reacții, da, așteptăm să vii Paștele să spălăm. Da, putem da apă pe apa sâmbitii, cum se spune, câte vrem, pentru că ce se întâmplă? Această apă pe care o dăm, trebuie să o plătim. Pentru început, lucrările de curățenie se axează pe bulevardul principal, de la intrarea dinspre Fălticeni până la ieșirea spre Botoșani, precum și pe alte zone de prioritate zero, urmând ca în perioada imediat următoare să intre în cartiere. Eu zic că toate au un parcurs. Eu îmi pun speranțe că până la sărbătorile de Paște vom finaliza orașul să-l pregătim așa cum se cuvine, să facem o curățenie generală. Este clar că este datoria primăriei să facă curățenie în municipiul Suceava, dar este datoria cetățenilor să întrețină această curățenie pe care o face primăria. Și aici, sigur, îmi pun speranțele în colaborarea cu cele două societăți de salubritate care lucrează cu primăria, cele două firme, le spunem nume, nu le spunem că trebuie să vină să vă dea chitanță, împreună cu ele, eu zic că... Se dă noi chitanță, nu da, e nouă. Da, să le dați chitanță, da. Dar cum iarna nu și-a ieșit din drepturi, în a doua jumătate a săptămânii se anunță ninsori și temperaturi scăzute. Cum anul acesta Paștele este sărbătorit pe 12 aprilie, autoritățile sucevene au la dispoziție mai bine de o lună pentru a curăța străzile și trotuarele de mizerile acumulate în iarnă, în principal din cauza cantităților mari de antiderapant folosite, dar și a numeroaselor șantiere din oraș.